Și dacă tu vrei să învățăm pe copii și pe tine să fie oameni liberi, trebuie să învățăm care e adevărata libertate, să nu depinzi și să nu te robească nimic. Că toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa birui de nimic, zice Sfântul Apostol Pavel. Asta înseamnă libertate, să nu te biruiască nimic. Nu să te stăpânească tot felul de vicii și de răutăți deja și de viclenii deja de la clasa a 3-a și a 4-a sau și mai repede. Da, e bine că le luăm la copilași să putem comunica cu ei, să aibă un telefon mobil, dar nu ca să devină dependent de el, ci nu ca să devină dependent de internetul de pe el și de prostiile care sunt pe internetul de pe el. Și e bine să devină, să fie copii să privească la televizor, dar nu să privească cu orele în șir și nici la calculator, cu orele în șir și pe internet, cu orele în șir și jocuri de jocuri electronice, jocuri de din astea de cum se numesc, jocuri de consolă sau cum se numesc. Da, asta e una dintre ele, dar jocuri pe calculator și jocuri pe televizor cu orele în șir. Că dacă nu știe copilul, nu mai poate să spună nu. Și el este atras de asta ca de un magnet, încât nu te mai aude ce vorbești cu el, înseamnă că el deja este pătimaș. Și patima aceasta îl face pe el să îl, în loc să-l atragă Dumnezeu, îl atrage altceva. Și ce te atrage? Cu aceea te asemeni. Ce te atrage? Aceea ce te stăpânește, zice Sfântul Apostol Pavel. De asta e important ca educația pe care o dăm copiilor să fie una în care primează cele ale lui Dumnezeu, chiar dacă în lumea care ei săraci se află, studiază, petrec, majoritatea timpului este o lume care le propune cu totul altceva. Nu-i simplu. Nu-i simplu. Mă îngrijorează situația și a copiilor și a părinților. Mă îngrozesc la gândul să ai copii adolescenți, mai ales în vremurile astea, și să nu poți să iei lângă tine, tu să fii la servici și ei să facă ce le trece prin cap. Dar nădăjduiesc că ceea ce sădim acum la botez face să crească în copii o conștiință care totuși să-i păzească și să le dea un gust al adevărului, care să-i facă să se strâmbe atunci când gustă din minciună și când gustă din otrăvurile lumii acestea. Și sufletește să reacționeze firesc, așa cum reacționează trupește când gustă din mâncare care e stricată sau din ceva care nu le place. Și să le păstreze Dumnezeu inima deschisă către adevăr, către frumos, către sinceritate, către iubire dezinteresată, către cinstire de tată și de mamă, către cinstire de tradițiile pe care le moștenește prin neamul și prin limba lui și prin poporul lui. Și atunci, străbate prin lumea aceasta, așa cum și poporul nostru, cotropit în toate felurile, veacuri de-a rândul, de turci și de tătari și de, în Transilvania, de Imperiul Austro-Ungar, care a stat peste noi acolo și au vrut să ne facă orice altceva decât ortodoxi de-a lungul a veacuri și veacuri, totuși o străbătut în istorie. Ar fi mare păcat ca tocmai acum, după ce așa zis, am ieșit din opresiune, să ne pierdem și să ne risipim ca popor. Dă, Doamne, ca măcar prin străinătăți, datorită contrastului cu realitatea care nu e neapărat cea în care ne-am născut, să ne mai păstrăm identitatea. Că mă tem că uneori aici se caută omul și caută rădăcinile mai degrabă decât și le caută acasă. Acasă lasă opincile și ia Adidas în picioare. Aici e bucuros să caute să ia odată niște opinci. Văzusem odată la o emisiune la televizor despre un târg de meșteri și arăta la cineva care cosea opinci. Și zice, ce faceți, mai aveți pe cineva să vă mai solicite să mai faceți opinci? Zice, chiar am, zice, în ultima vreme de-a prea pot să onorez comenzile, că vin creștini din Italia și încerc să le fac, să le fac opinci, că acolo le-au zis la biserică, episcopul și preoții le-au zis că să-și caute hainele, să-și ia hainele românești. Și zice, am foarte multe comenzi acum, nu știu ce să fac, cum să fac.
Zic, ia uite că Italia influențează, poporul din Italia influențează pe cei din România, că îi determină pe meșterul ăsta să nu-și lase miseria. Că el arăta cât de dibaci era acolo. Ce înseamnă asta? Înseamnă că identitatea noastră, care merge împreună de creștini și de români, dacă pierde credința, își pierde și limba și își pierde și identitatea. Dacă îți pierzi limba sau îți pierzi portul, dar nu îți pierzi credința, credința te readuce să-ți redescoperi identitatea ta de român și de creștin. Că sunt destui care nu mergeau nici la biserică în România și nu mai aveau nicio legătură cu nimic. Și redescoperindu-și credința, își redescopere și identitatea. Și caută rădăcinile. Și țin legătura cu rădăcinile. Uite, femeia asta de aici, ea știe mai bine rusește decât românește. Dar având rădăcină și românească, vine și stă în mijlocul românilor. Și aude românește și vorbește românește și înțelege românește. Și își păstrează identitatea asta, deși e aici de ani și ani, aici în Italia. Și caută și își păstrează și una și alta, că nu trebuie să lepezi una pentru cealaltă. Și asta este calea pe care noi trebuie să mergem și cu copiii. Să știe limba lui mama și dacă tata are altă limbă, limba lui tata. Și după aia să știe și limba locului. Dar ea o învață la școală, nu trebuie să ne preocupăm noi de ea. Și noi acasă să vorbim cu ei limba în care ne-a alintat mama și tata. Și atunci, prin asta, noi le păstrăm acolo un gust care face că ei când întâlnesc hidoșenile și urăciunile din lumea asta, mi se pare ceva cu adevărat urât. Dar dacă ei lor de mici li se arată niște urătăni și niște desene animate cu tot felul de monștri și cărți cu tot felul de monștri și figurine din lumea cu tot felul de arătări și aia li se pare frumos, ei când văd ceva frumos, se uită chiorăși așa și zică cine știe ce-o văzut acolo. Când se uită la icoane, mi se pare cum sunt reprezentați ăștia, nu sunt chiar așa, că ar trebui să fie reprezentați altfel, știi? Dar când te obișnuiești cu frumosul și te obișnuiești cu icoane frumoase și te obișnuiești cu sfinții și te împretenești cu ei, îți dai seama că ai pe cine să contezi în lumea asta. Că strigi la un sfânt și sfântul respectiv vine și se prezintă la tine și vine și te scoate din necaz. Că altfel, cum zic, starurile astea, care star înseamnă stea pe englezește. Sau zice, ăsta e idolul meu, știi? Păi idol, le zice, bine le zice. Că-s idol. La care când te apucă jalea, roagă-te la sfântul actor cu tare și la sfântul actriță cu tare, care nici nu mai există, care și-au pus capăt zilelor că au luat prea mult drog deodată. Și să vedem dacă te ajută când ești la năcasă. Sau strigă la Maica Domnului și strigă la Sfântul sau Sfânta a cărui nume îl porți și să vezi cum îți ajută și te întărește. Așa că în această binecuvântată zi urăm, chiar înainte de a desăvârși botezul, că trebuie să ne desăvârșim prin împărtășirea cu Sfântul Trup și Sângele lui Hristos și după aia spălarea și toate cele legate de final și îmbisericirea propriu-zisă, urăm ca să vă fie părinte și preoteasă, bine, cred că ea e retrasă, dar îi transmiteți, și nașilor, să vă fie dar al lui Dumnezeu copilul ăsta. Teodor înseamnă darul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu. Să fie dar al lui Dumnezeu pentru voi, să fie dar al lui Dumnezeu parohiei de aici, a bisericii și bucurie noastră tuturor. Și să fie unul dintre cei care să îndrăgească biserica și de ce nu, dacă Dumnezeu îl cheamă, și inima lui dorește să fie slujitor al lui Dumnezeu, să slujească lui Dumnezeu. Și ne ajute Domnule, ca peste 20 și ceva de ani să venim aici să-l chirotonim, ca să-l ajute pe tatăl său, care o să fie un pic mai vârstnic. Și să îl întărească aici, întâi ca ipodiacon, nu așa repede, ipodiacon și diacon după aceea. Și apoi vedem, când tata e chiar obosit, îl lasă ca să urmeze, să ducă mai departe tradiția. Dumnezeu să ne ajute. Hristos a înviat. Adevărat.